Verbul a dovedi este unul care produce confuzii vorbitorilor de limbă română. Deseori este folosit în astfel de contexte. Maria nu a dovedit să ajungă la timp. Dacă nu dovedesc astăzi să vin, o să te sun. Trebuie să dovedesc până la ora mesei să beau această pastilă. Să vedem ce ne spune Dexul de pe stradă, când și în ce contexte se utilizează verbele a dovedi și a reuși. A reuși. A reuși. Am reușit să îndeplinesc sarcina propusă de către profesor. Pentru a reuși trebuie sârguință. A reușit? A reușit, sigur. Am reușit la autocar. N-am reușit să mă ferez de mașină. Dar n-am dovedit, nu-i corect. Reușesc în carieră, nu știu undeva, în ceea ce fac. Dovedesc că sunt, că cuvintele pe care le spun sunt adevărate. A reușit. A reușit, cred că. Voi reuși să finalizezi exercițiul. Am reușit să fac lucrul pe astăzi care mi l-am pus în gând. Eu dovedesc că sunt o mamă responsabilă și să reușesc să fac azi ora de sport. Eu am reușit la autobuz, am dovedit, adică pot să fi mai mult sensuri că putem să dovedim cuiva ceva. A reușit când reușesc într-un scop, da, într-o afacere, să spun, am reușit să construiesc, dovedesc, nu știu, nu prea folosesc. A dovedi, dovedești ceva, dar a reuși, reușești să fug, să ajung la, dintr-un punct în altul, dar a dovedi, adică asta a demonstrat, să dovedești că am procedat corect. Eu reușesc să vin la muncă sau să mă duc la muncă. Depinde deja de context. Eu nu am necesitate să dovedesc cuiva ceva, adică să îi arăt ca sinonim. A reuși. Eu nu reușesc să fac temele pe acasă. Verbul a dovedi este polisemantic, adică are mai multe semnificații. A adeveri prin dovezi sau prin fapte concrete, a demonstra, a proba, a arăta, a atesta. Din această explicație vedem că nici unul din sensuri nu l-are pe cel de a reuși, a avea succes, a obține ceva. Să facem un exercițiu. Maria nu a dovedit să ajungă la timp. Maria nu a demonstrat să ajungă la timp. Observăm că enunțul a pierdut sensul. Deci, varianta Maria nu a dovedit să ajungă la timp este greșită. Versiunea corectă este Maria nu a reușit să ajungă la timp. Dacă nu reușesc astăzi să vin, o să te sun. Trebuie să reușesc până la ora mesei să beau această pastilă. Iată și câteva exemple în care verbul a dovedi este întrebuințat la locul potrivit. Existența extraterestrilor nu a fost încă dovedită. Coronavirusul s-a dovedit a fi mult mai periculos decât gripa sezonieră. S-a dovedit științific ce beneficii are meditația pentru sănătate. Chiar dacă verbul a dovedi este unul care produce confuzii, nu uitați, niciodată nu este prea târziu pentru a învăța.